Ziua de 18 septembrie a fost una dintre duminicile cu folos pentru aproape 140 de reghineni care au răspuns invitației lansate de Asociația Sportivă Vertigo. Aceasta a organizat la Pădurea Rotundă primul eveniment din seria Duminici cu folos, un proiect finanțat de Fundația Comunitară Mureș prin abonament pentru comunitate, menit să îndemne cetățenii la ecologizare, dar și să le ofere o modalitate plăcută de petrecere a timpului în aer liber. În primul rând ne-a determinat pădurea care este plină de gunoaie. De ani de zile vin aici, mă plimb prin pădure și de la an la an sunt din ce în ce mai multe. Și în al doilea rând ne-a determinat faptul că doi dintre noi din Asociația Vertigo suntem profesori de sport, ne place sportul, vrem să chemăm lumea să facă sport și am construit Tiroliana. Astăzi este primul eveniment, astăzi îi dăm drumul, dar evenimentul este concentrat pe ecologizare. Este un proiect al colegilor mei parapantiștii care doreau să exerseze aruncarea parașutei de rezervă. Pentru asta aveam nevoie de o tiroliană și așa am reușit să facem acest proiect. Ne-am gândit că ar fi bine să profite și comunitatea reghineană de această tiroliană. Este mobilă și ne-am hotărât să o amplasăm aici, să se bucure și altcineva de ea, nu numai colegii mei care exersează aruncarea parașutei de rezervă. Ce v-a determinat să veniți la această acțiune? În primul rând, prietenia de ani de zile pe care o am cu organizatorii, după aceea faptul că toți suntem parte a abonamentului comunitar reghinean și ne dorim ca toți concetățenii noștri să participe la activități cât mai diversificate și frumoase la noi în oraș. Nu puține au fost reghinenii care au răspuns provocării. Li s-au alăturat cu mic cu mare și i-au felicitat pe organizatori. Am fost de mai multe ori în tabără la Sălard și când am văzut că mi-a dat doamna Sparanda invitația, am zis că sigur va fi o activitate interesantă precum celelalte și că voi veni negreșit. Pentru că doresc să am grijă de natură și în special de pădurile noastre, pentru că sunt aproape și sunt un bun prilej de a ne petrece timpul liber. Noutatea ideii și a lucrului făcut în Reghin și în al doilea rând nevoia de puțină mișcare și de ce nu să contribuim la ecologizare? Pentru că prea mult se aruncă gunoaie și prea puțin le strâng. Deci acțiunea asta 3 în 1 mi se pare deosebită și felicitări organizatorilor și haideți și restul să ne distrăm în duminica asta. Vă spuneam, să vedem câte gunoaie o să se adune, dacă o să se curețe pădurea. Cei care adună gunoaie din pădure vin cu săculețul, lasă aici în locul marcat. Mâine cei de la primărie o să ne aducă o auto utilitară ca să ridice gunoaiele. Pe această cale le și mulțumim celor din primărie. Și cei care adună câte un sac de gunoi din pădure o să aibă două ture cu tiroliana construite de noi. Vreau să mulțumesc Fondului Comunitar Reghin care ne-a ajutat, ne-a finanțat jumătate din proiect pentru acest eveniment. Concluziile organizatorilor au fost că cei aproape 140 de participanți au reușit să colecteze circa 50 de saci de gunoi. Evenimentele de acest gen vor continua. Vrem să creștem de la această acțiune începând, am vrea să facem un mic parc de aventură cu acordul proprietarului. Oricum, eveniment de genul ăsta, tiroliană și ecologizare, cu siguranță o să mai facem.